Și începe. Crucea celor căsătoriți care nu stau să o repet, Apostolul Pavel a spus așa, cel ce îți lasă femeia sa păcătuiește, Moise a spus ce a legat Dumnezeu omul să nu despartă, și un ucenic de-a meu mai tupeist îmi spune să stea Moise cu femeia mea, eu nu mai stau cu ea. Și a spus, Moise a avut femeia lui. Când s-a căsătorit, l-a întrebat pe Dumnezeu. Tu când te-ai căsătorit, de cine ai întrebat? De pofte, de mofturi, de poze, de fotomodele. Acum consumă-ți nervii și repară-ți greșelile prin răbdare. Este crucea celor căsătoriți. Crucea văduvii. O altă cruce pe care nu noi o socotim și nu noi o rânduim, ci cum o găsește Dumnezeu de cuvință. Ferice și de trei ori ferice de femeia văduvă, că glasul ei străbate cerul și glasul ei unește cerul cu pământul și Dumnezeu îi ascultă orice cuvânt și cum spune și la stradă. Pe sărmanul și pe văduvă va sprijini, dar calea păcătoșilor o va pierde. Și apoi crucea fecioriei, din care la cei mai mulți le este rușine și chiar domnișoarele acestea tinerele și frumușele care atunci când vin la spovedit săracele, neștiind ce înseamnă valoarea acestui lucru, spun, părinte, râd colegii și colegele mele de mine că am rămas fecioară și nu mi-am început viața trupească. Mare, mare pierdere! Ce să-ți vorbesc? Nu înțelege și nimeni nu vrea să știe sau nu vrea să priceapă că fecioria este pecetea divină a trupului omenesc. Un preot, dacă s-a spurcat, slujba lui e cu păcat. Un călugăr, dacă s-a spurcat, slujba lui e cu păcat. Un căsătorit, dacă s-a spurcat, familia lui e cu păcat. Un flăcău, dacă s-a spurcat, familia lui va fi cu păcat. O fată, dacă s-a spurcat, familia lui e cu păcat. Și ce scrie Pavel la acestea? Bine-i fete să se mărite, dar mai bine să rămână așa. Și iarăși spune Pavel, cine păcătuiește în afară de trup să iartă, dar cine păcătuiește în trup nu să iartă, pentru că trupul este templul lui Dumnezeu și casa sufletului. Și cine va strica templul acesta și Dumnezeu îl va pierde pe el. Deci vedeți, de asta trebuie să fim prudenți și atenți. Trupul nu e o grămadă, o roabă de oase, 10 kg de mușchi și 2 metri pătrați de piele. Nu. Trupul este o alcătuire atât de minunată, încât psalmistul David a simțit nevoia să-i spună lucrul acesta lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Îți mulțumesc că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Ce este omul că-l pomenești pe el sau fiul omului că-ți amintești de el? Cu slavă și cu cinste l-ai încununat și mai puțin decât îngerii. Deci aproape cât îngerii. Deci vă dați seama? Deci nu-i ceea ce vedem noi. Nu-i părul care îl frizăm sau haina care o îmbrăcăm. Trupul este o alcătuire extraordinară în care Dumnezeu a pus tot cosmosul lumii acestea văzute și lumea minerală. Întâi și întâi ne-a făcut din 4 stihii. A pus în noi pământ și apă, ne-a frământat cu mâna lui, aer și foc. Focul Duhului Sfânt și aerul Duhului. Și a suflat asupra omului suflare de viață și s-a făcut Adam om cu suflet viu. Și apoi să nu mai vorbim, dacă citim în taina botezului, cum spune acolo că ai făcut trupul din mai multe mădulare și ai pus capul peste ele să le conducă și să împlinească cele ce sunt de împlinit și cu tare și cu tare. Deci, vedeți? Asta este crucea fecioriei.